Frumoasă, sunt foarte portocalie, mi se pare că sunt portocalie, e de la rochie, reflectă lumina. Ce faceți? Hello! Ah, este o zi magică în mijloc, miezul săptămânii. Eu sunt liberă, azi am o zi liberă teoretic și am zis că astăzi să mă văd cu Aniela și de ce să nu deschid și un daily vlog pe care nu știm, după bunul nostru obicei, nu știu când îl voi termina și am o viaspă prin casă, ceea ce este minunat și eu tocmai dădeam cu mâna peste ea, ne realizând că e viaspă. Dar da, începem un nou daily vlog. Ziceam că mă duc să mă văd cu Aniela, sunt gata aranjată, părul meu încă este puțin umed, dar nu-i problemă, că o să-și revină. Și ce o să facem astăzi? O să ne vedem, o să bem o cafea, o să catch up, pentru că ea a fost plecată în ultima perioadă, a fost la munte, a stat la frigider acolo și vreau să văd cum s-a conservat cât timp a stat la frigider și să mai povestim, să ne mai aducem, să mai punem lucrurile așa, să mai punem țara la cale, cum s-ar zice, și să mai povestim de ale noastre. Aș fi stat mai mult de vorbă cu voi, dar m-am trezit, cum am zis, sunt obosită, nu știu dacă am zis, sunt obosită, sunt puțin aeriană și m-am trezit târziu, m-am trezit la 10, ceea ce este unheard of me, pentru că știți că eu sunt un om, eu sunt Dumnezeu matinalului și sunt cel mai mare militant pentru a fi matinal, dar fiind obosită, astăzi n-am mai rezistat și sunt un pic în întârziere, că i-am zis că la 12 voi fi la mall, dar nu e cazul. Hai să vă arăt cum am îmbrăcat. Trebuie să rezolv cât de curând și cu oglinda, ca să nu mai stea pe jos, că mă zgârie pe creier când o văd acolo, stăm pe jos, deci că suntem într-o casă părăsită. Dar, da, asta este rochia mea, rochie de la Roma, că cred că așa o să-i rămână numele, pentru că cel puțin pozele alea pe care mi le-a făcut Lorena, am dat de ele zilele trecute și era, pozele la Fontana di Trevi, sunt divine și sunt, nu știu, cumva emblematice și o să rămână rochia de la Roma asta pentru mine, este rochia aia roșie spre cărămiziu, așa, nu știți că mă fug de portocaliu, dar cu rochia asta am riscat puțin. De la Mojito, de acum câțiva ani, acum nu o mai găsiți pe roșu, ci în varianta florală. I-am pus aici o curea pentru că ea e destul de lărguță. Teoretic avea un șiret cu care se lega, dar l-am scos și rămâne așa. După cum vedeți, nu știu dacă vă dați seama, dar pe lângă faptul că e crăpată, e și un pic asimetric, așa, are o chestie tăiată ciudățel, așa. Și pentru că mă dor foarte tare picioarele și sunt umflate, a trebuit să-mi iau sandalele astea. Știu că nu sunt cele mai aspectoase în combinația asta, nu merg cel mai bine. But we live with it. Dar piesa de rezistență, stați că nici n-ați văzut-o. De rezistență este ghiozdanul, pentru că vreau să-i duc câteva bunătăți de la mine, din pomii mei, Anielei. Și n-am pungă, n-am o pungă de Doamne ajută, da, eu care am casa plină de pungi, n-am pungi ca lumea. Și atunci am pus în ghiozdanul ăsta și ca să-mi fie mai ușor de transportat, cel puțin până ajung la ea. Și da, nici nu am în ce să le pun. So, da, combinație foarte sexy, dar supraviețuim astăzi. Dar ce faceți? Nici nu știu ce să vede în spatele meu. Ora gol, cred. Hello, m-am întors. Și este, cât e ceasul? Este 7 și 20. Am venit pe la 6 și ceva. La 7 fără. Am ajuns acasă, am ajuns super repede. Am stat cu Aniel, am stat ceva. Am zis că stau numai 2 ore și am stat ceva totuși. Că la ca întotdeauna. Noi ne punem la povești și povestim și discutăm și chestii și trestii și socotel și trece timpul. Și am fost puțin și prin magazine pe aici pentru că ea a vrut să se uite pentru fetița ei în mod special de niște lucruri. Și mi-a adus și niște lucruri pe care le-a comandat ea pentru mine de pe Shein, fiindcă a dat o comandă la Shein și voiam să vă arăt ce am luat de la Shein. Unul sau unele din produse sunt deja afară pentru că au treabă cu soarele și cât a mai fost soare, am zis că poate se mai încarcă bateria. Dar mi-am luat
Niște din astea se găsesc și pe EMAG și o să vreau să comand și de pe EMAG ca să văd diferența, dar acum a dat ea comandă și zic, ia mă, hai să vedem dacă sunt ok, e ceva de capul lor. Sunt niște LED-uri, dacă vedeți, pentru bibliotecă, pe care vreau să le pun pe sus ca să lumineze frumos biblioteca, să-i dea așa un mood light. Am luat două din astea de 40 pentru biliurile de 80 de centimetri și una de 20 de centimetri pentru biliul de 40 de centimetri ca să pun pe jumătate. Și să vedeți, o să vedeți cum arată, că sunt, cred că le știți pentru că sunt foarte populare, au devenit foarte populare beculețele astea. Ups, stați că mi-au sărit toți magneții. Așa, că se pune să lipesc niște magneți aici și pe zona în care vrei să îi pui și pot să iei de acolo, să îi încarci foarte repede, să încarci LED-urile astea. Sunt cu LED-uri, ceea ce e bine, se încarcă la laptop cu un cablu, ceea ce mă bucură pentru că nu am nevoie de baterii, că mă exasperează ideea de baterii. Și se... Stați că încerc să nu vă orbesc. Nu știu dacă vedeți, dar e luminează. Și avem lumină rece. Asta este că a pornit senzorul de... Mă anunță că a pornit senzorul, vedeți? Are senzor de... Așa, am lumină caldă și neutră. Așa, și eu aș vrea să le las pe caldă, ca să... Să dea așa un mood light cald în cameră. Am pus una deja sus. Una din asta de 40 ca să văd cum stă. Și acum vreau să pun și asta și să văd exact unde să le poziționez. O să le punem împreună, adică eu și cu voi. Și iarăși prim, eu și cu voi vreau să spun că mai mult particip eu și voi vă uitați. Așa. Și să-mi ziceți chiar cum arată. Că sunt foarte curioasă dacă vouă o să vă placă ideea și cum o să vi se pară. Dacă vi se pare că arată bine, ce mai am aici? Magneți, magoneți. Așa. Cam așa arată ele, vedeți? Au trei LED-uri din astea care dau așa o lumină foarte frumoasă. V-am zis, am văzut și pe EMAG genul ăsta de poveste, doar că erau evident mai scumpe decât pe Shein, că na, așa. Și chiar sunt foarte curioasă cât țin astea, cât țin acumulatorul la ele. O să le... Așa, ce mi-am mai luat? Mi-am mai luat niște becuri pentru grădină, care sunt foarte micuțe. Mă așteptam să fie ceva mai mari și mai... nu știu, să fie ca un bec normal pentru grădină. Au, tot așa, cu lămpi solare. Mi-am dat băgat degetul în ochi și de-aia o să vă duc afară să vedem dacă se văd, dacă s-au încărcat măcar puțin și dacă se vede ceva, dar trebuie să se lase întunericul. Dar nu e nimic, dacă sunt mici, aia le folosesc așa și poate când găsesc unele mari o să le folosesc. Și mi-am mai comandat o statuietă din asta micuță, care credeam că e din Ipsos, dar nu, e din plastic. Nu, nu e bine, nu e bumbai, că e, nu mai dă, nu mai moare când o dau din jos, nu se mai rupe, e din plastic. Mă așteptam să fie din Ipsos, dar bănuiesc că trebuia să citesc, nu? Dă, cineva trebuia să citească. Și uitați ce drăguță este domnișoara. Așa, și cât de drăguțel arată și cred că tot așa o să arate foarte bine în bibliotecă. Nu e nici foarte mare. Așa. Și cam asta am luat eu de pe Shein momentan. Nu m-am complicat să mă arunc la prea multe lucruri, sta să pun cablurile pentru astea. Hai să punem asta aici. Așa, ce am mai luat? Am mai fost în New Yorker și am găsit un tricou. Că erau reduceri și mi-a arătat Ania la tricoul ăsta și era bleu-marin. Ei nu-i place bleu-marinul, care se asortează foarte bine cu pereții. Dar zic, lasă că-l iau eu, că e cu guler în V. Era și 20 de lei și zic, lasă că-l iau eu, că și așa nu mai am tricou. Am mai luat două sutiene. Da, pare în vi la rând, că nu cred că e cazul, pentru că am început să-mi schimb iarăși sutienele și după aceea am fost în Pepco și mi-am luat niște postituri din astea, niște stickere din astea pentru diverse, pentru notat. Așa, o să am, astea cel puțin, astea florale, cred că o să arate foarte bine în cărți, mai ales. Așa, o ramă din asta pentru vecina mea, că m-a rugat săraca de luni de zile să iau și ei o ramă și nu i-am luat.
Și mi-am mai luat un planificator din ăsta, pe care să-l țin pe birou și să-mi scriu acolo pe el dacă am ceva de scris, dacă am chestii. Așa, weekly planner. Asta a fost 10 lei, Prama 10 lei și ăla 5 lei, așa ca idee pentru Pepco. Bun, hai să punem astea, luminile, să vedem ce se întâmplă. Dar de ce ești pe rece? Că te-am lăsat pe cald. Să nu spui că alternezi căldură. Așa. Să punem magoneții. Cuvântul magoneți, cuvântul foarte elevat. Magoneți este împrumutat din Benten. Pentru cine îl cunoaște pe Benten, știe. Și cuvântul magoneți e împrumutat de acolo. Că Benten era cu magoneții. Avea treabă cu magoneții, cu magneții, adică. Și eu am foarte multe referințe din astea, din desenele animate, apropo. De care nu știe nimeni, evident, pentru că da. Cine mai e ca mine să se uite la desene la vârsta asta? Nimeni! Așa, și nu știu dacă vedeți aici, dar am luat-o pe Udi în brațe, era curată rochia asta când am luat-o pe mine și am luat-o pe Udi în brațe cum am ajuns acasă și... Ok, m-a rezolvat ea repede. Așa, ceea ce este o chestie frecventă la mine în casă, adică nu mă deranjează, știu la ce să mă aștept, cel puțin în privința lor. Bine, hai să punem magoneții și să vedem că am în minte trei modalități de a prinde aceste lămpi. Și să vedem care e cea mai bună, că nu-mi dau seama. Ok, dar nu e ok, nu știu dacă vă dați seama pe cameră. Cred că vă dați seama, nu știu sigur. Încerc să-mi dau seama care e cea mai bună amplasare pentru aceste lămpi. Cam așa ar trebui să arate. Și... ia să mai scad eu puțin luminozitatea ca să poate vă prindeți. Cea de acolo, banda de acolo, este pusă în spate de tot, pe colțul de acolo. Ideea este că am observat că dacă o las pe senzorul de mișcare, acolo nu prea se aprinde fiindcă e departe de mine, fiind și înaltă, adică e la 2 metri. E înaltă, eu sunt 1,60, hello, senzorul de mișcare e cam departe de mine. Aici este pusă aproape, dar... treaba este, după cum vedeți, diferența majoră o face în faptul că dacă pun acolo, luminează mai mult pentru că, evident, trimite lumină pe panoul din spate al bibliotecii și în egală măsură și pe raftul al doilea. Și dacă pun aici, luminează doar cărțile de sus. Care este varianta cea mai bună? Let me know. Spuneți-mi cum vi se pare. Dacă observați ceva, nu știu, să vedem cum o să se vadă la editare. Dar după cum văd eu pe cameră, nu prea vă puteți da seama. Dar oricum, care vi se pare cea mai bună opțiune? Acum, din ce mă uit mai tare, din aia îmi dau seama că ar fi foarte fain să mai pun și pe raftul 3 și penultimul ca să lumineze și celelalte rafturi. Cred că ar fi foarte fain, ar arăta super fain. Haideți că până la urmă am ajuns la un happy medium și le-am pus un picuț mai în spate, nu foarte în spate, nu ca atunci cum erau prima dată, și ajung și la senzor. Deci mă simte și pe mine senzorul când trec pe acolo, ceea ce este bine. Ăsta micu, senzorul de la ăsta micu este mai puternic, mă simte de aici, celelalte trebuie să mă apropiu de ele, dar nu e nicio problemă că îmi place. Acum o să le țin o perioadă așa. Aprinsă să vedem cum se văd, dar luminează și camera, bine, acum e dezastru pe jos, dar luminează destul de drăguț și camera și cum am zis, dă un mood light din ăla foarte frumos așa și arată foarte bine și e foarte drăgălaș, da, îmi place tare cum iese. Acum mă gândesc că ar fi fain dacă aș pune și pe rafturile alea, pe ăsta, pe al treilea, nu știu dacă vedeți ce vă arăt eu, pe al treilea și pe al cincilea, ca să lumineze și celelalte rafturi între ele, știți? Nu pe toate, că ar fi prea mult, ar fi prea multă lumină, dar pe celelalte, să le lumineze așa. Vedeți, dacă observați puțin, ajunge pe al doilea raft, ajunge puțină lumină și dacă ar veni și de jos la raftul al doilea lumină, ar arăta așa la luminat, așa și, nu știu, ar da un ambient așa foarte plăcut. Dar deocamdată suntem cu astea. So, we love it. În grădină și aș fi putut să aștept să se mai întunece puțin, doar că vine o furtună. Se preconizează o furtună. Nu știu dacă vedeți, dar sunt niște nori urâți pe acolo. Și se preconizează o furtună urâtă. Ce Dumnezeu face acolo?
Nu știu dacă vedeți, dar e un monstru negru acolo. Udiță, ce faci mami acolo? Hai la mama, pisa! Ce faci acolo? Revenind, așa, astea sunt beculețele. V-am zis, în mintea mea erau mai mari, trebuiau să fie mai mari. Auziți ce tună. În mintea mea trebuiau să fie ceva mai mari ca să se vadă, să fie mai proeminente, ca să spun așa. Partea bună, în schimb, este că le-am pus în două rânduri și par mai dese. Da, sunt destul de cute, sunt destul de drăguțe. Voi continua să caut ceva, cum îmi doresc eu, cu becuri mai mari, așa, și astea să le pun în altă parte. Îmi place că sunt cu baterii solare, ghiciți ce, au și jocuri de lumini, adică, wow, senzațional, în reluare și în direct au și jocuri de lumini. Dar pe mine nu mă interesează jocul de lumini, nu mă interesează să arate așa, să stea, să le văd. Și când o să se întunece, chiar și așa micuțe cum sunt, cred că o să se vadă foarte bine. Am pus și în partea asta, altă, că am luat 3 seturi să pun între meri. Am pus și aici, dar trebuie să-l aranjez și pe ăsta cum l-am aranjat și pe celălalt. Ca să arate bine, că nu sunt la fel aranjate. Dar, da, până acum e bine. Sunt ok, sunt destul de încântată. Mi-aș fi dorit totuși să fie mai mari, să vedeau mai frumos dacă erau mai mari, dar bine și așa, pentru moment cel puțin. Cam așa arată. Ce mă enervează este că pe alea de acolo din parte nu reușesc să le fac să stea între, să stea intercalate. Vedeți cum se văd luminițele una sub cealaltă? E, vreau să fie între, intercalate și n-am reușit. De vreo 10 minute mă chinui, dar vine, efectiv vine furtuna și o să mă descurc mâine, să vedem. Dar partea bună este că s-au încărcat. Și așa arată bine, overall. Da, chiar arată foarte fain. Am depus și în partea cealaltă acolo, între merii aia doi, și asta arată foarte cute. Yay! M-am întors pentru că acum chiar este întuneric și am vrut să văd cum se văd luminițele, pentru că furtuna noastră a fost o alarmă falsă, n-a fost niciun pic de furtună, n-a fost nici vorbă de furtună și am vrut să văd cum cum arată luminițele și mi se pare că arată chiar foarte, foarte drăguț și foarte fain. Bine, teoretic avem și lună plină în seara asta, deci ar trebui să se vadă din start, să fie multă lumină, dar oricum mi se pare, nu vedeți voi pe cameră că e destul de slabă lumina, dar vă spun eu că aici, așa în zona asta, sub ele, luminează puțin și arată chiar foarte drăguț. Mie îmi plac foarte tare luminile astea pentru grădini. Îmi plac foarte, foarte tare. Am mai avut lumini din astea solare pe care mi le-au rupt câinii, că era și Zdreanță și Rocky și ceilalți și Bubu mai ales, doamne, ce mai plăcea să mi le rupă. Și aveam lămpi solare puse printre flori, așa, dar mi le-au tot rupt câinii și de-aia m-am gândit la varianta asta acum, că ar arăta foarte drăguț, așa foarte și boho, să-i zicem, dacă vreți, dar da, se văd foarte bine. Abia aștept să mai pun, că mai vreau acum. Da, dar mi-am deschis apetitul acum, în sfârșit, pentru a pune iarăși luminițe. Tocmai a reușit performanța de a mă tăia în trepiedul de la ring light. Hello! Deci cam așa arată în spatele meu. Chiar sunt foarte curioasă cum o să se vadă pe cameră, pentru că din ce văd eu pe monitor nu prea îmi dau seama, dar, cum ziceam, am reușit performanța de a mă tăia în trepied, că, nu știu, trepiedul ăsta e foarte ciudat, trebuie să-l schimb de la ring light, pentru că am trepiezi, cred. Da, bună seara! Destui, slavă cerului, și aș putea să-l schimb cu ceva care să nu mă mai agreseze de fiecare dată când încerc să îi modific poziția și statutul și înălțimea. Și Aniela. Da, vă rog, stați așa, că îmi trimite poze. Așa, și ziceam că așa arată în momentul de față, așa se vede, nu știu cum se vede pe cameră, dar mie mi se pare că se vede destul de bine. Mie mi se pare că arată foarte bine și încălzește puțin atmosfera, fiind lumina caldă, pentru că las lămpilele pe setarea de lumină caldă. Dă o atmosferă așa plăcută, foarte cozy, foarte plăcută și cu siguranță la iarnă, când va fi beznălău de pe lume și va fi întuneric și în decembrie, când va veni vlogmasul, apropo, voi e dor de vlogmas? Mie nu. Și nu pentru că nu mi-a fi dor de vlogmas în sine de filmat, ci pentru că vlogmas înseamnă frig. La momentul la care va veni decembrie și va fi un decembrie cu siguranță din ăla întunecat, am hotărât
Da, mama, stai că vin! Mă scuzați, stați așa, că a venit șeful acasă. Așa, mă scuzați, dar a venit prințul acasă și trebuie să-l hrănesc, pentru că astăzi nu m-am întâlnit cu el pe ziua de astăzi. Ce ziceam? La trășicățeaua vecinilor, pentru că l-au auzit. Ce ziceam? Ziceam de asta cu decembrie, că o să vină decembrie ăla mohorâtul și întunecatul și gri, când o să vedem soarele 30 de zile pe la rând și o să... Și cu siguranță vor prinde foarte bine acele lumini, să mai dea o atmosferă mai caldă așa și mai plăcută și să mai înveselească și să mai lumineze situația de aici. Și mă gândesc foarte serios să iau, să pun și pe celelalte rafturi, adică pe raftul 3 și pe raftul 5, ca să înțelegeți unde vreau să zic, ca să lumineze frumos biblioteca. Dar până acum și... Dar chiar și așa arată super bine. Bun. Un alt punct pe zi, pe listă de discuții, o altă chestie pe care n-am discutat-o cu voi a fost astăzi, ziua de astăzi, că v-am zis că m-am întâlnit cu Aniela și mi-a dat astea, am povestit, am stat, ne-am uitat. Am uitat să vă arăt. Pe lângă ce mi-am mai luat și de la Sinsay o cămașă. Am găsit o cămașă care seamănă mult cu cea de la Mango pe care mi-am luat-o în primăvară, dacă vă aduceți aminte, pe care chiar am luat-o acum de pe sârmă. Care îmi place foarte tare și pe care o port foarte, foarte des, o port incredibil de des și fiind din același material, mi-am dat seama că din același material, mi-am dat seama că sunt aproape identice, doar că diferă culorile, am zis să o iau și o să vă arăt mâine, că nu are sens acum că e târziu deja. Dar da, mi-am luat și cămașa aia și mi-am luat ce ați mai văzut, am stat, am mai băut cafea, am mai povestit de ale noastre, fetița ei începe școala și este așa o... perioada din asta ciudățică, pentru că na, bebelușul că a crescut și e mare și acum e domnișoară și se duce la școală și sunt o felul de sentimente pe care o încearcă și pe ea, sunt o felul de lucruri care se întâmplă, sunt o felul de chestii organizatorice, slavă cerului, că n-am copii, Doamne, să rămână, să-mi bat capul cu atâtea nebunică, Doamne, mor. Eu nu știu cum rezistați, mai ales dacă mai aveți și 4-5 copii, eu chiar nu vă înțeleg cum puteți să rezistați, să fiți și întregi la minte, pe cuvântul meu, că nu. A câte sunt, câte trebuie să ții minte ca mamă și câte trebuie să faci și aia și nebunie, efectiv. Eu una și abia mă duc pe mine, dar îmi te să mai dai de capul și de sufletul meu. Nu vedeți că mi-e greu cu ăștia, cu negri, da, sunt cu copii și să ai atâtea pe cap, școală, înscriere, du-te, fă, clasă, repartizări, da, da. Anyway, și am stat destul de mult de vorbă cu ea, că m-am văzut pe la 1:30, că am ajuns eu târziu, că m-a zis, a fost foarte obosită și cred că cafeaua aia pe care mi-a dat-o Aniela și-a făcut efectul. Da, puiul meu, ce ai făcut? Ce-a făcut bubuleachis? Ai păpat tot? Cafeaua aia cred că și-a făcut efectul abia acum, acum pe seară, pentru că eram leșinată. Deci efectiv a fost căpiată azi de somn, foarte obosită. Din păcate singura mea zi liberă până, mă rog, rezolv niște chestii astăzi. Și da, așa. În rest, cald afară, se pare că vara asta se extinde. Suntem pe final de august. Ceea ce înseamnă că, teoretic, daily vlog-ul ăsta ar trebui să fie un reset, pentru că am văzut că v-a plăcut luna trecută, sau mă rog, la începutul lunii ăsteia, când am pus vlog-ul cu reset-ul pentru luna august, de care m-am ținut în mare parte, să știți că m-am ținut în mare parte și a ieșit destul de bine, dar acum trebuie să facem reset-ul pentru septembrie. Mi se pare incredibil, a fost foarte agitat, cel puțin ultimele 3 săptămâni au fost haos pentru mine. Nu mă plâng, o spun doar așa ca observație, de aia am fost și debusolată de tot și cu vlogurile și cu toate cele. În fine, o să ne revenim. Ce ar mai fi de zis este că m-am gândit, mi-a trăznit mie, mi-a tunat așa, că vorbeam cu voi pe membership, pe partea de comunitate, acolo unde sunt podcasturile. Am menționat eu, printre altele, mă rog, printre multele chestii pe care le-am menționat și multele confesiuni pe care le-am făcut acolo în podcast, despre niște lecții, despre niște lecții pe care le-am învățat, despre niște lecții pe care le-am tot bătut ani de zile, pentru că știi cum e, eu cred cu tărie în chestia aia că repeți o greșeală până o înveți.
Și am repetat foarte multe greșeli până am învățat lecțiile cuvenite. Acolo venise vorba de a face un episod de podcast cu despre aceste lecții, să nominalizez o parte din lecțiile astea. Și m-am gândit că totuși ar fi mai util, mai benefic să fac lecțiile astea, să le aduc în plan public, adică nu doar pentru membership, pentru că mă gândesc că aici poate beneficiază mai multe lume de ele. Iarăși, eu sunt ferm convinsă, merg pe premisa că prostul învață din greșelile lui, în speță eu, și deșteptul dintre ale altuia. Eu întotdeauna mi-am dorit să învăț din greșelile altora, nu mi-a ieșit, în 90% din situații nu mi-a ieșit, dar mi-am dorit foarte tare să învăț din greșelile altora și n-am reușit. Și poate, dacă le transmit, le împărtășesc cu voi aceste lecții, poate învățați din ele. Poate vă feriți voi de anumite lucruri, poate vă feriți de anumite... Poate nu călcați în același gropi în care am călcat eu și pentru asta m-am decis. Acum, mă rog, filmez în avans, dar să vedem cum mă organizez când o să ajungă vlogul ăsta la voi, că vlogul o să ajungă după ce pornesc toată treaba. M-am gândit ca în luna septembrie, având în vedere că v-a plăcut că am postat mai mult în august, să pun în luna septembrie câte un clipuleț de luni până vineri. Ascultați-mă cu atenție că e complicat. Deci de luni până vineri câte un clipuleț care să nu aibă mai mult de 5-10 minute maxim, în care să vorbim despre o lecție din asta. Și nu știu, o să fie o miniserie sau o serie care așa o să-i spun. Deci în luna septembrie voi pune cât un clipuleț de luni până vineri. Mi se pare că vineri este întâi, deci va veni primul clipuleț din seria asta. Urmând ca daily vlogurile, book haul-ul pe care l-am pregătit pentru voi, alte clipuri de genul ăsta, să intre duminica. Da? Sâmbătă avem pauză de la vloguri și punem duminică. Și rămâne de văzut cum o să funcționeze. Spuneți-mi dacă vă place ideea, că poate renunț la eu, poate nu vă place și atunci nu mă mai apuc. Măcar spuneți-mi să știu o treabă din start. Cert este că da, nu știu, mi-a venit treaba asta în minte și sunt foarte, foarte curioasă cum o să reacționați sau cum o să rezonați voi cu ideea asta. Și v-am zis, am văzut că ați reacționat foarte bine în luna august când am postat mai multe clipuri decât în mod normal și mai multe materiale decât în mod normal, și ceea ce mă bucură enorm și vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți aici, pentru că indiferent de starea mea și de cum sunt eu, sunteți aici. Și da, cam ăsta e proiectul pe partea de YouTube pentru luna august. O să încep deja să filmez cât de curând și o să-i dăm drumul la treabă repede, rapid, rapid, că nu mai e mult. Da, în rest mă duc să îmi demachez, să mă spăl pentru că sunt transpirată. M-am schimbat în rochița asta pe care mi-am zis că mi-am murdărit-o unii. Și noi ne auzim, nu mâine, că mâine am treabă, una din zilele viitoare, când o să fiu iarăși liberă. Vă pup! Ciao! Aoleu, mama, e și rece. Am și o coțofană în creier, o țarcă, cum îi zicem în Ardeal. Vai, ce dimineață! Morning! Reluăm acest daily vlog. Nu știu dacă auziți pe undeva, se aude o... Este o motocositoare, nu e o drujbă. Seamănă cu drujba, dar e o motocositoare. Sunt mașini pentru că este piață în comuna cealaltă și... E piață și trece lumea la piață. Și eu am uitat că azi e sâmbătă și că... vorbisem cu cineva să ne vedem undeva la ora 10 pentru o chestie și... Am trezit cu omul la poartă la vine, că eu habar n-aveam pe ce lume sunt, deci vineri am trăit, nu, joi, am trăit cu impresia că e vineri toată ziua, vineri știind că e 1 septembrie și că trebuie să mă pregătesc de seria asta pentru septembrie, pentru luna septembrie de care v-am zis, și sâmbătă știind că am treaba asta. Și ce faci, Udi, acolo? Te tăvălești? Păi acolo, puiule, în flori. Pisu, pss, pss. Hai la mama. Udice!
A, se joacă cu ceva. A vânat ceva, o gâză ceva. Ia, ia, ia. Se joacă. E Udi sau e Jimmy? Stați așa, că dacă mă uit mai bine, cred că e Jimmy. Nu-mi dau seama. De la distanța asta nu-mi dau seama. A, are un șoarece, e Udi. Da, nu mă Udi, mai fi, îmi vânează șoarece. E un șoarece, că-l aud, că închiță e sărac. Așa. Un Jerry. Ha, și săracul om, mă rog, săracul, nu l-am incomodat prea tare, m-am trezit cu el la poartă. Zic, ferească sfântul, zic, aolo, scuză-mă. Nu s-a supărat, că nu e genul de om, dar, mă rog, am rezolvat, am venit, dar nu știu când m-am îmbrăcat și când am aterizat acolo, că trebuia să ne vedem la ruină. La casa aia de bani, zis eu că o am în ruină. Și, da. În rest, ce faceți? Toată lumea bine? Ieșisem chiar, ieșisem aici să stau pe iarbă, cum stau și acum, să mai mâncar cu energie de la pământ. Și mă gândeam că trebuie să tund neapărat gazonul astăzi. Și de asemenea ar cam trebui să mai fac niște chestii prin curte, dar este și zi de content astăzi, am și părul super gras, deci trebuie să-l spăl, este și zi de content pentru că trebuie să mă pregătesc pentru seria asta din septembrie, și ce ar mai fi de făcut? Ar mai fi multe de făcut pe ziua de astăzi. Ieri am fost și am luat materialele sau primele materiale pentru dressing, ca să închid dressing-ul și pot să vă arăt, așa o să vă arăt o mică parte, dar o să fac un clip separat cu tot procesul pe care cu pregătire eu îl voi desfășura. Și da, sunt foarte entuziasmată că încep să se lege lucrurile, cel puțin pe partea asta. O să vă, v-am zis, o să vă explic într-un alt vlog exact ce vreau să fac, dar așa vă arăt că mi-au venit, mi se pare că am comandat cam multe, cel puțin vată de sticlă, am comandat prea multă și nu știu ce să fac cu ea, nu cred că pot să o duc, am luat-o de aici, de la un depozit de aici din sat, pentru că mi-e foarte greu cu transportul, cu nu știu ce, și dacă luam de la Leroy, de exemplu, care ar fi depozitul cel mai aproape de mine, magazinul de bricolaj cel mai aproape de mine, mă costa oricum transportul pe jumate comanda. Deci cred că tot acolo am ajuns, s-au scumpit în fiorător materialele. Mi-a dat aia în cap cu prețul, zic, mai scade puțin, mai scade, mai scoate, că oricum eu mai am niște chestii pe aici, rămase pe acasă și pe care și vreau să le folosesc. Și zic, mai taie din listă, că nu prea multe. și așa mi se pare că am luat prea multe, dar nu e problemă că ne descurcăm. Le găsim loc, având în vedere că nu s-au terminat renovările, le găsim loc la toate. Ce faci, mama? Ți-ai pierdut șoaricelul? Opa. E Jiminy! E Jiminy, că n-are șosete. Ia să juca. Să mergem până acolo, că nu se poate. Jimmy! Parcă a găsit un bolovan. Când... Jimmy! Ce-a făcut, mama, pentru șoaricelul? De când prins tu șoareci? Tată. Aoleu, nu pot să cred. Tu ai prins șoalețe? Păi tu n-ai mai prins un șoalețe, mama, de când erai pui. Tu nu știi cum arată o șoarețe. Ai pierdut, drept dovadă. De, ai pierdut șoarețe. Evident. Hai, Jiminy! Hai, pisa! A, mama, puiul. Ba, nu, e Udi. Bă, nici nu cunosc copiii. Hai, că e bine. Mamă de naturată ce sunt și eu, nici măcar nu știu care-s copiii mei. Doamne! Așa. Foarte, 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 foarte multe proiecte la mine. În casă și în curte. Intenționez ca zilele viitoare să mă apuc serios să curăț așa, să aranjez curtea. Pentru că a scăpat puțin de sub control. M-au invadat iarăși bălăriile și iarba uscată și toate cele și trebuie neapărat să rezolv cumva. Și da. Cam atât pentru moment. Hai să vă scot
să scot mașina de tuns și să tund iarba asta în gazonul până cât este ăsta. Stați că mă sună. Da, Mrs. Te-ai trezit? Mă sună, e aproape ora 11 și eram pe hudă. Era momentul perfect să mă sun. Nu te sun, că mai am și eu treabă în viața asta. Conform obiceiurilor tale. Nu, no, păi mai am și eu treabă în viața asta. A, nici nu știam pe ce planetă sunt în dimineața asta. Jiminy! Ce faci, Jiminy? Ai prins șoricel și l-ai pierdut, mami! Oh, Doamne, băiatul meu harnic! Cât de harnic e puiul meu! După mama, puiul harnic! Ia ce muncește el aici, păzește șoricel. În caz în care nu mă credeți că totul e plin de praf la mine, uitați-vă cât praf s-a pus pe mașina asta de tuns, de la spart, tencuială și toate cele. Și asta stând în magazie. Magazie care, într-adevăr, e în zona de evacuare a prafului, but still. Acum, întâi trebuie să curăț asta, ca după aia să tund. Amazing, ce pot să zic. Și pentru cine stă prost cu imaginația, cam așa ar trebui să arate. Mă rog, tot mai are prafeia, dar e mai bine față de cum era. Și am deslușit misterul. Urangutanul era Jiminy, cel cu șoarețele. Băi, Jiminy, de când n-am apins tu șoalețe, mă? De când n-am apins tu, mă, un șoalețe, mă? Și acum l-ai prins, l-ai scăpat. O oră cât am vorbit eu cu Pebbles. Ia uitați-l ce supărat e. Uitați-l ce supărat e, că dacă își dau mâna pe niște muștăcilele negre, îți mănânc oala. Ce te ceri cu mine? Ce certăreț ești tu? Ce supărat ești tu, domnule? Așa, oră cât am stat cu pe bălți de vorbă, încercați... De ce ești agresiv? Oră cât am stat cu pe bălți de vorbă, el a pândit șoarecele, poate vine înapoi. Evident că nu mai vine, că dacă a scăpat în natură, e bun scăpat. Dar da, uitați-vă și voi. Exemplu de monstru, de motan, idiot. Că o motan mai idiot, că ăștia nu își poate, doamne, ulitule, ești ulit. Ești ulit, că ești mai nou pe aici, uite, aoleu, ce ulit ești când ești nervos, mai ales. Hai, mergem să-ți mai dau papa? Haide! Thank you.
bine. Mi-am făcut o porție monstruoasă de cartofi. Dăm pungă. Vă aduceți aminte de epoca aia în care vă spuneam că eu nu mănânc cartofi prăjiți din aia congelați? Dar ar trebui să nu mai spun niciodată. Deci asta este una din marile lecții de anul ăsta, să nu mai spun niciodată, pentru că am încălcat-o deja de 150 de milioane de ori numai anul ăsta. Dar mă rog, asta o să vorbim într-un episod din lecții, în seria noastră din septembrie. Cert este că eu acum eram cu catastifele aici, în brațe, adică cu weekly planner-ul și cu agenda, în care încerc să-mi definitivez și eu cât de cât viața, să-mi fac și un outline pentru viața asta, pentru că aparent a fost bine că am făcut treaba asta pentru august, era să zic octombrie, ferească Dumnezeu. Și aparent a fost bine. Dar înainte de asta, stați, am dormit. După ce am tuns iarba, m-am spălat, mi-am făcut duș. Am dormit. Fără PowerNet nu se mai poate comunica la noi în casă. Am dormit. Dar înainte să adorm și să fac duș, am tuns iarba, care m-a chinuit înfiorător de tare. Știam că așa o să fie. Știam, pentru că e mare și n-a fost tunsă de mult și aveam două opțiuni. Unu, ori trec de două ori cu mașina pe două trepte diferite, sau a doua, cea mai grea, bineînțeles, pe care credeți că am ales-o eu. Așa... trec pe treapta cea mai joasă și mă chinuie și scuipă iarba și mă enervează și trebuie să dau de 10 ori într-un loc ca să ia adune și să tundă bine și nu știu ce. Ceea ce s-a și întâmplat. Știam că așa o să se întâmple dacă ai idee. Ideea e că la un moment dat s-a supraîncălzit mașina de tuns, fiind și foarte cald afară, căci că e canicule ceva. Stai deja că parcă iar e luminozitate prea mare. Așa. S-a supraîncălzit mașina. Și n-am mai mers și zic, splendid, minunat, mirific, asta mai lipsea în viața asta, să mi se strice mașina de tuns iarbă, care știți că e nouă, adică e nouă în sensul că e luată în primăvară. Aha, zic, minunat. Dar din fericire doar se supraîncălzise și după ce am lăsat-o, s-a liniștit, am pus-o la umbră și a revenit. Așa, așa am terminat. După care am vrut să ud, bineînțeles, să pun aspersorul, să ud unde am tuns. Pentru că era foarte leșinată iarba, fiind proaspăt tunsă. Și mi-a plăznit un furtun care este conectat la reducția, care este conectată la țeava de apă. Aoleu, și chinuie-te și scoate tot ansamblul ăla de acolo. N-avea niciun monstru din ăsta cu forță masculină prin zonă, nici măcar niciun vecin nu era prin zonă, ca să pot să îl chem să mă ajute și pe mine și chinuiete și dacă n-am făcut la bătături în palmă, apropo de Independent Woman și toate cele, și am mai făcut eu niște chestii, hints, faptul că am niște vopsea pe mine, dar mă rog să ia diseară când o să fac o baie mai amplă și mai calume. Acum, am momentul de față, ce facem? Ne organizăm. Am trecut o parte din obiective. Și ca și luna trecută mi-am făcut categorii. YouTube, Instagram, casă, obiective personale și profesionale. Pe YouTube v-am pus la curent care sunt obiectivele. Să postez seria asta cu lecții. 5-10 minute pe zi, clipuleț scurt în care vorbim despre o lecție pe care eu am învățat-o. Și vă invit din tot sufletul, dacă vreți, să împărtășiți cu mine și voi lecții pe care le-ați învățat anul ăsta sau de-a lungul timpului, nu neapărat anul ăsta. Lucruri interesante pe care le-ați învățat, lecții pe care le-ați învățat, ca să creăm, nu știu, o conexiune din asta și ca să putem să învățăm unii de la alții, a nu se înțelege că asta mi-e teamă, a nu se înțelege că vreau să dau lecții cuiva, că nu ăsta e scopul meu în viața asta, să dau lecții cuiva. Doar împărtășesc niște experiențe. Dacă cineva consideră că din experiențele sau din ce povestesc eu poate să extragă o concluzie, poate să tragă ceva folositor, sunt foarte fericită. Dacă nu și sunt inutile pentru voi, e ok, e perfect ok, nu e nicio problemă, da? Deci ca să lămurim și treaba asta. Apoi, obiective pentru Instagram, pe care luna trecută nu le-am făcut. Pe obiective personale. Luna trecută am avut să fac de 3 ori sport pe săptămână. Am făcut de mai multe ori pentru că munca mea
a presupus muncă fizică, de-aia și oboseala mea în halul ăla. Luna asta nu o să mai fie chiar așa. În schimb, vreau să mă apuc iarăși de yoga. Și iarăși poate mă apuc de un hobby, pentru că la fel aveam ca obiectiv personal să încep să învăț mai bine șah. Dar nu m-am apucat și poate rămâne, îl transpun luna asta. Apoi, în ceea ce privește casa, trebuie să tunși trandafirii neapărat, pentru că am zis că e tund în august și n-am apucat, hinț, faptul că am fost ocupată și n-am avut cine să-i facă și trebuie să-i tun neapărat ca să aibă timp până dă frigul să se regenereze, să nu mi se usuce când o să fie frig. Apoi, să fac curățenie în toată curtea, pentru că e haos, e oribil. Ceea ce am și început, având în vedere că am tuns gazonul, dar o să dureze. După aceea, ce mai am? Peretele ăla de care ziceam luna trecută, peretele ăla încă e în picioare, dar de ăla trebuie să se ocupe altcineva, pentru că s-a angajat altcineva că se ocupă. Dar trebuie să dispară și ăla, probabil, nu știu, Doamne ajută, luna asta, dacă nu, în 15 ani, nu, așa. Ce ar mai fi pentru casă? Dressing-ul, evident, să încep dressing-ul și eventual să-l aduc cât mai aproape de finalizare, de stadiul final. Astea ar fi obiectivele mele mari, așa, pe obiective mai personale și profesionale nu intrăm calea, sunt personale, dar da. Cam asta ar fi ca idee să știu, pentru reset. Că v-am zis că mi-a prins tare bine luna trecută, că am avut un overview și cu siguranță acest planner, weekly planner, o să mă ajute mult de tot, pentru că o să-l țin aici pe birou și o să pot să mă uit pe el, să știu exact ce, în ce zi fac și așa mai departe, plus că pun din astea, sticking care din astea și pot să le mut de colo-colo ca să am o planșă vizuală așa mult mai clară, pentru că pe mine mă ajută foarte tare să fiu organizată în momentul în care am ceva vizual așa cu care să lucrez. So, astăzi din fise, eu vă las, vă mulțumesc că v-ați uitat la vlogul ăsta, mă apuc de editat pentru că sigur o să-mi iau o viață jumate și mai am multe lucruri de făcut. Stați pe aproape că avem multe, multe clipuri luna asta. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată că sunteți lângă mine și că mă suportați și că vă rupeți din timpul vostru ca să fiți cu mine. Ciao!